Consider că fiecare din noi, cei care facem parte din acest proiect, reprezentăm o anumită parte de istorie. Așa cum ne uităm cu nostalgie, dar și cu mult interes la fotografiile făcute acum 100 de ani, cu ocazia unor evenimente majore pentru România, cum a fost Unirea Principatelor Române, la fel sperăm să se uite și cei de peste 100 de ani la fotografiile noastre. Această tehnică deosebită care este folosită pentru fotografia realizată acum, dar tehnica fiind din trecut, aduce un aer aparte acestei fotografii, o aură aparte. Reprezintă, de fapt, artă. Este o fotografie artistică, în primul rând. Dar o fotografie care, tocmai prin modul ei de realizare, prin tonurile de alb-negru, prin trăsăturile fiecărui personaj în parte, transmit o anumită emoție care este specifică acestei perioade realizată pentru viitor.